mai au nimic. Deci cantitatea asta de... Eu am două pări în urechi. Deci mie mi-e bine. Deci, o găleată de porumb, cât ați văzut aici, mi-e luat vreo 4 minute și s-au gătat în 40 de secunde. E mult, mult mai rapid. Andreea, abia era tare necăjită că fai tare mult timp mie să desfac mălai și eu consider că cu o cheltuială de 300 de lei, că 300 de lei au costat măgăoaia asta, am rezolvat o mare parte din problema. Spuneți-mi în comentarii voi ce părere aveți de desfăcătorul ăsta, batoza asta de porumb. Eu zic că merge treaba foarte bine și acum trebuie să mă țin de treabă că trebuie să termin de desfăcat, apoi mă pun la măcinat, apoi la granulat. Nu, că doar am dat măcinat, și am uitat să mai filmez. Am folosit moara asta pentru prima dată când am cumpărat-o de acum anul trecut sau cu 2 ani. Eu cred că anul trecut. Și acum mai dau de capăt, cum zic eu, trebuie să mă obișnuiesc cu ea, să-mi dau seama că pufăia, cam pufăie un pic de făină, praf, iese. Și pe aici au ieșit, o trebuie să împing asta mai în față. Uite, aici am improvizat eu ceva, că îi lipsea tabla asta, capacul de aici. Am o presimțire că tăblia asta a fost pusă invers, da? Pentru că nu-mi poate coborâ până jos, rămâne o găurică acolo și pe acolo îmi pufăia aerul, da? Și acum eu dacă o întorc, se poate vedea că ea va merge până jos. Așa. Și deja vorbim de altceva. Da. Da. Deci asta e un aspect, pentru că și pe aici, după cum se vede, sufla mult. Mult praf de făină. Acum trebuie să-i mai dai de capăt la partea asta. Păi am dat de capăt, că uite, am pus un șurubel aici. Și șurubelul ăla îl împinge destul de bine. Stai că vreau să fac o formă aici. Nu mai lăsat. Ce să faci acolo? O formă. Ce formă ai făcut? O, ce drăguț. Nu, uite, pe aici mai suflă. Și acolo va trebui să bag eu ceva, gumă de cauciuc sau ceva. Trebuie să fac și aici o formă. Aici oare se poate? Tu ești femeie serioasă. O căsuță vroiam să fac. Nu. Dar nu mi-a ieșit. Din prima. Termin de înșurubat aici șurubelul ăsta, că am trimis-o pe Andreea după cameră. Mi-am dat seama că eu am început să... Îți mai gata. Ia, dar vă explic eu ce s-a întâmplat și ce n-ați văzut. Tot vă povestesc imediat. Cerealele sunt deja măcinate, sunt și amestecate aici și vă spun cum am procedat eu. Dacă știți voi o metodă mai bună, spuneți-mi-o și mie. Dar, pentru a simplifica procedura, după desfăcarea porumbului, Andreea a zis că îi place. Ce glume de... Am amestecat într-un butoi din ăsta mare cerealele, care sunt următoarele: grâu, orz și mai jos un pic porumb. Cum am procedat? Pentru fiecare găleată din asta mare de lavabil de 25 de kg, scrie pe ea, fiecare găleată de porumb am adăugat un 40% găleată de orz și încă 40% grâu. Și le-am pus frumos așa una peste alta, straturi în butoi. Un pic încep să le amestec pe când o să încep eu să macin. Dar ăsta e butoiul deja pregătit pentru tura următoare de măcinat. Și luăm cu găleata, băgăm în moară, uite așa, și iese pe acolo uruiala, macinatura. După care, ce iese din moară, continuăm cu proporțiile următoare. Eu continui cu proporțiile următoare. O găleată de măcinătură o adaug aici în ciupa asta. După care adaug încă jumate de găleată de tărâță de grâu. Plus, după tărâțe adaug o găletuță de asta de smântână de 1 kg de șrot de soia, încă una de șrot de floarea soarelui,
După care, o pumnă așa cât iau eu în mână de sare din aia industrială alimentară. Am aici, uite așa, o mână bună, o presar peste ele. Auzi, și umerașul ăsta e pentru când să-ți fie pregătită cămeșa de mers la nuntă, sau? Da. Și mai adaug tot așa o mână de calciu furajer aromatizat. Da? Cumpărat de la Pisanu din Baia Mare. Deci, dacă o luăm de la început, avem o găleată de porumb, jumătate de găleată de orz și jumătate de găleată de grâu măcinate împreună, după care măcinătura aia, o singură găleată o pun acolo, adaug încă jumătate de găleată de tărâțe, 1 kg de șrot de floarea soarelui și 1 kg de șrot de soia, o mână de calciu furajer aromatizat, un pumn așa bun, și un pumn bun de sare. Astea adăugate așa în straturi în lada asta mare, după care mă pun și îl amestec, ăsta e deja amestecat și acum nu știu ce fir viața am aici, vom începe lucrarea cu granulatorul. Să știți că granulatorul nu e investiție foarte bună și foarte importantă în gospodăria unui om, dar granularea furajelor crește producția de lapte și absorpția în organismul animalului, pentru că granulatorul, prin presare și ce face el aici, ridică temperatura cerealelor până pe la 60-70 de grade. Și asta cumva le sterilizează într-un fel și le face mai ușor de asimilat pentru animale. Granulatorul ăsta l-am luat împreună cu Mora, l-am cumpărat și mi-a luat ceva vreme să mă obișnuiesc cu el. Funcționează în felul următor. După ce pornesc motorul, va fi destul de gălăgios și așa că vă explic acum. Prin strângerea acestor două șuruburi, rola asta de aici se apropie practic de sita aia de jos, care sita se învârte. Și prin strângerea lor, forțăm rolele să se apropie de sita și încep să se învârte rolele. Și voi adăuga, uite așa, câte o lopățică de asta de furaje. Foarte important, în funcție de amestecul de furaje și cum iese rețeta, așa, de cele mai multe ori trebuie adăuga câte un strop de apă și o să vedeți imediat odată ce încep. Dar trebuie să-i dau drumul prima dată, după care încep să-l strâng până știu eu. Asta e o chestie așa cu care trebuie să te obișnuiești, să-ți dai seama cât strângi ca să frece bine rolele acolo, dar să nu frece prea tare. Și în funcție de cum vedem furajele că ies, mai reglăm un pic din șuruburile astea. Atât ai tăi. După care, mă lasă că aia zic după aia. Vai, eu ce m-am plictisit. Te-ai plictisit așa? Nu, da, că eu nu-s plictisit să stau aici câte 2-3 ore să te... Acum, pentru că granulele astea sunt foarte fierbinți, le punem la uscat sau la aerisit să se răcească. Dacă le lăsăm în găleată, ele se lipesc de o la altă. Și eu încet găiesc.
și mucegăiesc de la un pic de umiditate. Eu am un pic de două tăvi din astea aici și după aia voi continua mai departe să înșir granulele pe beton. Mai vin cu încă o găleată peste până umplu tăvile astea și apoi mă duc încolo. Cam după 2-3 ore granulele se pot pune în saci sau în butoaie, în ce le punem noi, și le ducem la capre. Și asta e produsul finit.